Din cauza pandemiei se tulbură apele la Oscar. Noi reguli de eligibilitate a filmelor pentru premiile Oscar și Globurile de Aur au fost stabilite de Academia Americană de Film. Regulile au fost stabilite cu privire la eligibilitatea filmelor pentru premiile Oscar, în timp ce Asociația Presei Străine de la Hollywood a actualizat măsurile anunțate la finalul lunii martie pentru Globurile de Aur. Colega mea, Cristina Dala, se află în platoul Doto TV și ne transmite toate informațiile. Bun găsit, Cristina! Te urmărim! Bun găsit, Natalia! Bun găsit tuturor! Academia Americană de Film a anunțat marți că modifică regulile de eligibilitate pentru premiile Oscar din cauza pandemiei de COVID-19. Consiliul Guvernatorilor a căzut de acord că pentru moment nu mai este necesar ca un film să ruleze timp de 7 zile în cinematografele din zona Los Angeles pentru a se califica în cursa pentru Oscar. Va fi permis ca filmele să fie lansate digital fără a rula în cinematografe. Pentru a fi luat în calcul, filmul lansat online trebuie să fi avut programată o lansare în cinematografe. El trebuie să fie pus la dispoziția membrilor Academiei spre vizionare prin streaming cu 60 de zile înaintea lansării online. Președintele Academiei David Rubin și CEO-ul Don Hudson au reiterat importanța experienței cinematografice în săli, însă au subliniat că pandemia tragică de COVID-19 face necesară această excepție temporară în regulile noastre de eligibilitate. Odată ce sălile de cinema vor fi redeschise, regula de 7 zile va fi din nou în vigoare. Academia a mai anunțat că va elimina o categorie a premiilor Oscar. Mixajul de sunet și montajul vor fi combinate într-una singură. Astfel, numărul de categorii va fi de 23. Această modificare a fost solicitată de breasla profesioniștilor din Academie. În plus, pentru prima dată, membrii Academiei vor fi invitați să participe la o rundă preliminară de vot pentru cel mai bun lungmetraj internațional. Membrii vor putea vota doar după ce au vizionat un anumit număr de filme. În legătură cu selecția pentru categoria coloană sonoră, Consiliul a decis că o coloană sonoră trebuie să cuprindă muzică originală în procent de cel puțin 60%. Pentru continuări și francize cinematografice, o coloană sonoră trebuie să aibă cel puțin 80% muzică originală. A fost eliminată și vizionarea filmelor pe suport DVD. Filmele nu vor mai fi acceptate de membrii Academiei în acest format începând cu anul viitor. Cea de-a 93-a ediție a Galei Premiilor Oscar va avea loc pe 28 februarie 2021.